cele 10.000 de doze sunt pentru 5.000 de subiecti, sunt în spitale de boli infecțioase, cei care au fost în prima linie și vor fi ultimii care vor ieși din această luptă. Urmează ca în zilele următoare, la nivelul acestor unități, să fie și persoana care se va vaccina prima. Unde anume se va face prima vaccinare? Se va face în același timp în toate cele 10 spitale de la nivelul țării, două fiind în București, Babeș și Balș. Având în vedere numărul de doze, cred că și Marius Nasta va intra în această primă vaccinare. Dumneavoastră personal ați decis când anume vă veți vaccina? Atunci când se vaccinează toți care fac parte din guvern, din parlament, deci nu la început. În momentul de față, cineva care se vaccinează ulterior poate contracta din nou virusul sau? Un subiect vaccinat nu exclude infectarea. Forma de boală este una simptomatică sau ușor simptomatică. Știți cumva, aveți informații că ar fi țări care să impună obligativitatea vaccinului anti-COVID-19 și România? La nivelul comunității europene nu există obligativitate. Deci, momentan nu putem vorbi de... Este gratuit, este voluntar și după studii este sigur. Pentru că vorbim despre cazurile de coronavirus, când vă așteptați să fie următorul val? Sper să nu fie următorul val. Discuția la nivelul Comunității Europene și plan mondial este despre al treilea val, dar depinde doar de noi. În momentul în care ajungem și la timpul vaccinării, eu sper că atunci, odată cu imunizarea întregii populații, să nu avem al treilea val. Adică după ce începem imunizarea populației, ne așteptăm să scadă din ce în ce mai mult numărul? Și transmiterea în comunitate. Scade și atunci să avem un număr mai scăzut. În a doua jumătate a anului viitor sperăm să ajungem pe acea pantă descendentă și să ne gândim că această pandemie se poate termina. Vaccinarea ar putea începe undeva prin martie, aprilie, de pentru toată lumea. Până atunci, ce ar trebui să facă România? La fel, aceleași precauții. Mască, distanțare, dezinfectant, evitarea locurilor aglomerate, la locul de muncă, acasă. Pentru că urmează sărbătorile de iarnă, care ar fi sfaturile pe care le-ați da românilor în această perioadă? Aceleași precauții. La începutul acestei pandemii spuneam că acest an va fi diferit. Nu vom avea sărbători pascale la fel, nu vom avea rusalii, nu vom avea aceleași vacanțe, nu vom avea aceleași ore de școală. La fel spun, nu vom avea același Crăciun și nu vom avea același sfârșit de an. Precauțiile rămân aceleași, de noi depinde cum vor fi și sărbătorile și ce va fi după sărbători. Să procedăm în noaptea de Crăciun, de Revelion, să chemăm cât mai puține persoane. Familia restrânsă, cei cu care știm că am stat în această perioadă împreună, este acel moment în care trebuie să fim între noi, la domiciliu, nemergând la acele petreceri pe care, una că nu sunt legal organizate, dar în al doilea rând nici nu sunt indicate cu întâlniri cu persoane pe care nu le-am mai văzut în această perioadă. Ne-am putea aștepta să fie ridicate restricțiile dacă vor fi din ce în ce mai puține cazuri? Nu, în acest moment rămân aceleași restricții. Momentul în care evaluăm sau vizualizăm respectarea acestor restricții trebuie intensificat, dar efectele le vom vedea după sărbătorile de anul.